Atunci, Isus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe dintre minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon, minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit stând în sac și cenușă. Dar eu vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Iar tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Nu, ci vei coborî până în locuința morților. Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile făcute în tine, ea ar fi dăinuit până astăzi. De aceea vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. În vremea aceea, Iisus, răspunzând, a zis: Te laud, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit copilașilor. Da, Tată, pentru că așa a fost plăcut înaintea Ta. Toate lucrurile mi-au fost încredințate mie de către Tatăl meu și nimeni nu-L cunoaște pe Fiul în afară de Tatăl. Nici nu există cineva care să-L cunoască pe Tatăl în afară de Fiul și de Cel căruia dorește Fiul să îl descopere. Veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit în inimă și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este ușor de dus, iar povara mea este ușoară.